urât, 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 să știți, foarte urât. Eu înțeleg să fii, să ai un decolteu, să ai un ăsta, dar chiar boxurile alea care le au ele și dezbrăcămintea aia și chiar n-ar fi rândul meu să vă spun în privința unei soliste, care este o vedetă care a învățat să ajungă până acolo. Deci, în special și la noi la Ruga la Berinț, să vii tu în, din asta de colteuri și nu știu ce, este o rugă, este nu știu câte sate vin să te vadă. Ar fi frumos în costum național, cum a fost odată, să fii tu mândră de tine și de portul tău. Nu niște iegări care ți-ai scos tu picioarele și o bluză care ți se văză nici asta. Nu, aia este pentru mine ce gândesc, este o rușine. Nu este o fală sau o mândrie. O mândrie este să fii într-un costum național, portul care se purta, care era. Cine a văzut vreodată pe Mariana Drăghicescu, fie iertată? Și câte și câte? Să te duci tu la o rugă a satului așa. Maria dă de pământ cu divele care își dezgolesc prea mult trupul sau care apelează la intervenții chirurgicale exagerate. Timișoreanca spune că s-au pierdut tradițiile și că nu înțelege de ce tinerele își măresc buzele și își scurtează atât de mult fustele. Au ajuns să fie de plastic, spune Maria. Nu este frumos. Ele sunt mândre de ele, dar sunt foarte urâte. Urâte. Urâte, să știți, și urât din partea lor. Eu așa zic. Ce sfat le dați? Eu le dau sfatul ca Dumnezeu să le lumineze mintea și să se lase așa cum Dumnezeu le-a dat, naturale, că sunt mult mai frumoase ca prostia care o au. Sunt mult mai frumoase. Mariei îi place să cânte. În trecut a cântat atât pe scene cât și la evenimente. Ai trandafir cu creangă în apă, au, băgișorul meu. Ai spune cucului să tacă, au, băgișorul meu. Să nu cânti așa frumos, măi, că mi bagea mânii o smai. Maria și-ar dori să revenim la simplitatea de odinioară. Ceea ce vede acum, spune timișoreanca, este un derapaj fără cusur.